Am revenit, ești la știu. Dragi români, am ajuns la limită. Așa începe mesajul făcut public astăzi de medicii români. Colegiul medicilor a trimis o scrisoare deschisă cu titlul Strigăt de disperare. 15.700 de noi îmbolnăviri, 390 de decese și aproape 1.700 de români internați la ATI. Așa arată bilanțul unei noi zile care a atins la maximum puterile, a la maximum puterile și nervii medicilor. Este a doua cea mai grea zi în privința deceselor provocate de COVID-19 în România. În acest context, medicii bucureșteni au semnat o scrisoare comună adresată locuitorilor capitalei, dar și românilor din celelalte orașe ale țării. Îndeamnă la respectarea măsurilor și la vaccinare. Știința și medicina sunt bazate pe dovezi, notează ei în comunicat. Ne este din ce în ce mai greu să facem față valului, iar ultimele zile ne-au dus la limită. Zi de zi asistăm la tragedii și în fața acestui tablou dramatic ne gândim la gradul scăzut de vaccinare. Da, o persoană vaccinată se poate îmbolnăvi, dar proporția este mult mai mică. Da, suntem disperați pentru că zi de zi pierdem sute de pacienți, este mesajul Colegiului Medicilor din București. În acest timp, 50 de români au fost transferați azi dimineață în Ungaria, în două orașe, după ce maghiarii s-au oferit să dea o mână de ajutor. Și eu nu văd de ce, înțeleg foarte clar presiunea din spitale, dar nu înțeleg de ce medicii adresează acest mesaj către români, pentru că, pe de altă parte, una dintre marile probleme ale noastre este faptul că uh, mulți dintre cei care nu se vaccinează o fac pentru că medicii pe care i-au consultat le au spus să nu o facă sau să amâne acest moment. Și atunci, părerea mea este că, mai degrabă, medicii ar trebui să ajungă la toate aceste colegii ale medicilor din țară. Ar trebui să se pună de acord, să aibă un mesaj unitar și să stabilească, domnilor, lăsați-i pe medicii epidemiologi să comunice despre beneficiile sau lucrurile negative, dacă ele există în ceea ce privește vaccinarea. lăsați pe infecționiști să comunice despre aceste beneficii sau nu ale vaccinului. lăsați pe cei din atei să spună cât de grav, la ce forme se poate ajunge și așa mai departe. La noi. Toată lumea ia, uh, drept exemplu, procentul de vaccinare din rândul personalului medical. Hai să începem de acolo. Hai să dăm exemplu și să arătăm că noi, medicii, credem în știință și, la rândul nostru, să reclădim această încredere între medici și cei care trebuie să se vaccineze. Pentru că doar arătându-i cu degetul pe cei care nu s-au vaccinat. Nu vom face deloc asta. Ni-l aducem aminte pe domnul cercetător, epidemiolog Octavian Jurma, care a venit aici în jurul la știu și a spus: Da, când a venit această pandemie, și eu am recunoscut că eram analfabet funcțional din în ceea ce privește uh, felul în care funcționează un vaccin, felul în care se gestionează o pandemie. M-am apucat și am citit luni de zile să înțeleg și să pot să-mi fac o părere. Asta ar fi trebuit să facă mulți dintre medicii care. Poate s-au bazat doar pe ce și mai aminteau că au studiat în anii de facultate. Eu apreciez totuși această scrisoare deschisă a medicilor. Publicul trebuie avertizat și trebuie avertizat și pe și acest argument emoțional. Nu doar cifre. Vaccinații se îmbolnăvesc în procent de față de nevaccinați. Din 300 de decese, unul este la pacienți vaccinați, restul sunt nevaccinați. E nevoie și de latura asta emoțională. Iar prin această scrisoare de. Chiar dacă procentul medicilor nu vaccinați nu este 100%, dacă prin această scrisoare deschisă medicii uh, reușesc să convingă și un singur român să se vaccineze, eu cred că și-au uh, atins scopul. Pentru că se vaccinează unul care la rândul lui convinge pe altul și uite tot așa, pentru că. Uh, Românul nu mai are credere în Cățu Nu mai păi are credere în, în românul Gheorghiță Păi credere și cine, în cățu. cineva trebuie, să, spună are medici, trebuie de să familie. să de familie. De fa să meargă către medici. Este făcută de medici Da, să meargă către medici Către colegilor și să le spună Domnilor, câți oameni aveți pacienți Pe care îi tratați? O mie sunați dați-le mesaje, discutați cu ei A vedeți ce ne au Încercați să-i lămâriți, încercați să-i convingeți Ei o infrastructură foarte mare Dacă ne uităm la personalul care există în cabinetele de familie. Nu trebuie să mă uit în gura lucrăților. Ne-a spus asta toată lumea. În toate statele unde a funcționat campania de vaccinare, nimeni nu s-a uitat în gura autorităților și figurilor centrale. Și tocmai este nevoie de această scrisoare a medicilor și pot lucrurile astea merg mână în mână. Adică medicii pot da această uh, scrisoare către români și în același timp pot discuta cu uh, colegilor, nu neapărat să-i oblige să se vaccineze, dar măcar să nu mai împrăștie știi false sau să-și dea cu părerea Iată. despre ceva pe Iată. care nu cunosc. Dacă medicii între ei ar avea respect pentru meserile și pentru specializările colegilor lor, iar lăsa pe cei care se pricep la uh, tema virusurilor și felul în care ele se răspândesc și iar ar lăsa doar pe ei să comenteze. Lasă-mă pe mine care sunt oftalmolog să-mi fac treaba, lasă-mă pe mine care sunt de altă meserie, internist sau mai știu eu ce, să-mi fac treaba și lasă-i pe epidemiologi și pe uh, uh, infecționiști să-și facă treaba.